Craiova pierde puncte importante în condițiile în care conduce cu 2-0 la pauză, iar Universitatea Cluj nu jucase mare lucru în prima parte. Două penaltiuri într-o repriză, un al treilea în cea de-a doua repriză, una în care Universitatea Cluj s-a trezit precum în meciul împotriva Rapidului. Țineți minte, atunci însă a desăvârșit opera în Giulești, câștigând cu 3-2, acum s-a terminat doar 2-2 și nu mi-aduc aminte, poate Meme Stoica și Andrei Vochinu își aduc aminte, vă salut. Ultimul meci cu 3 penaltiuri la noi în campionat? Vă duceți aminte, țineți minte de o partidă cu 3 penaltiuri? Sigur, există, poate chiar recent, dar nu-mi vine în minte. Din nou la Voluntari, cât au fost dați 3 penaltiuri și transformate. Nu mai țin minte dacă au fost două, parcă au fost sigur atunci la Dinamo. Cu ultimul ratat de sigur Ionson, da, minutul 90 da. Și... Da, e posibil. E posibil, da. Ok, hai să vorbim totuși despre cum a basculat meciul ăsta, pentru că nimic nu anunța Memen după 45 de minute că Universitatea Cluj ar putea să se trezească. Dar existau două precedente. Unu mai grav pentru cei care au condus 2-0 Rapid Universitatea Cluj în Giulești, când la fel o schimbare a produs metamorfoza incredibilă a Universității. Atunci a intrat Dorinel Oancea și a ieșit Fossati. S-a schimbat sistemul. Acum au fost 4 schimbări la pauză, în condiția în care a debutat un copil 2006, Chinteș. Ziceam două precedente. Că și dincolo a fost un precedent. Universitatea Craiova a condus 2-0 pe Iași și s-a terminat 2-2 în decembrie. Penultima etapă a anului trecut. Da. La fel, de nicăieri a apărut 2-2 ăla, pentru că era clar că părea că Universitatea Craiova câștigă meciul. Acum, meci din ăsta, chiar n-am văzut niciodată într-un meci de când sunt două penaltiuri comise, cele comise de jucători de la Universitatea Cluj. La modul ăsta, n-am văzut așa ceva. Adică să vrei să dai în minge și să dai în adversar, se întâmplă rar. Da, aș începe cu ultimul penalti, că au existat discuții și vreau să vedem faza respectivă, să-mi spui părerea ta, Andrei, după aia ascultăm și pe Vali Gheorghe, sau poate chiar înainte, pentru că Vali Gheorghe intră, cred că el e omul care mișcă meciul și, definitiv. Și eu îmi precedez și cu Vali Gheorghe. A intrat la 0-2 FCSB Chindia Târgoviște și a dat două goluri, s-a terminat 3-2. Da. Și eu am... I rest my case. Bun, hai să-l ascultăm pe Vali Gheorghe, după aia vreau neapărat să vedem penaltiul obținut de Universitatea Cluj. Da, două reprize diametral opuse, să spun așa. Craiova au luat inițiativa în prima repriză, au jucat foarte bine, dar mă bucur că am scos un punct pe un teren greu unde se scoate destul de greu puncte. Dar ce ți-a transmis antrenor înainte să intri? Pentru că atunci, la pauză, s-au întâmplat niște lucruri. Ne spunea și Nistor mai devreme că era să se ia la bătaie cu Chipciu, au ieșit pe teren. Sincer, m-am spus la încălzire că mi-a spus Mister că o să intru. Mi-a spus să intru, să fac diferența, pentru că de asta am venit, să fac diferența. Și mă bucur că mi-a ieșit în seara asta. Sunt fericit, sunt încrezător pentru viitor, pentru că avem nevoie să arătăm din ce în ce mai bine, pentru că suntem conștienți că prima priză nu a fost atât de bună. Crezi că i-a destabilizat pe Olteni golul marcat de tine imediat după pauză? Clar, normal. Când marchezi în primele secunde, sincer nu știu cât a trecut de când a marcat, normal, i-a destabilizat puțin, doar că... E mai important ce facem noi, nu ce fac ei. Povestește-ne și despre faza penaltiului, pentru că spunea Bancu că ați fost și ajutați de arbitru astăzi. Da, nu știu dacă am fost. Sincer, chiar trebuie să revăd faza. Am vrut, inițial am văzut pe atacantul nostru că este în fața porții. Am încercat să dau pas și am simțit că sunt puțin trași și n-am mai ajuns. Acum, dacă și cu VAR ne mai plângem de penaltiuri și astea. Da. Începeți să vă gândiți din nou la play-off? Normal, acesta este obiectivul nostru al jucătorilor, ne dorim foarte mult. Este o luptă grea, pentru că sunt foarte multe echipe la luptă, dar suntem încrezători și am încredere în staff, în echipă și sperăm aveți să-l tână. Și o serie infernală, începând cu meciul cu FCSB și te-aș întreba în special despre acest meci. Știm, acestea sunt meciurile frumoase, meciurile astea îmi plac, cu echipe care joacă fotbal, care lasă spații, nu să mergem pe terenuri foarte proaste și să stăm pe două linii.
Ți-ai intrat acum în ritm și îl păstrezi și cu FCSB-ul sau cum? Că bănuiesc că este un meci mai special. Normal că este un meci special, pentru că este o echipă foarte frumoasă. Am avut momente foarte frumoase acolo și, și sper să le marchez în gol data viitoare. Mulțumesc! Da, și înainte de a comenta declarația interesantă a lui Vali Gheorghe, da, Liviu Manolache îmi dă mesaj, da, farul voluntar 4-1, 3 penaltiuri la Rie, toate transformate, da, că în meciul ăla de care vorbeam, voluntar Dinamo 1 a fost ratat. Ok, după, noi n-am apucat să comentăm... Și voluntar Dinamo tot 3 au fost? Da, noi n-am apucat să comentăm faza penaltiului. Dar care? acum ăstuia, acelui obținut de Universitatea Cluj, mai credeți că a fost penalti auzind declarația lui Vali Gheorghe? Tu mai crezi, Andrei? Sincer să fiu, după ce a spus el, mai degrabă înclin să cred că nu. La modul cum a povestit faza. Dar acum sunt jucători și jucători, nu... Adică eu tot aud asta, tot mai des, chestia asta a jucătorilor, nu mai a fost ceva și el zice că trebuie să revăd. Dacă ești faultat, știi că a fost. Eu am avut senzația că piciorul drept al lui Bancu alunecă și prinde piciorul lui Vali Gheorghe. Dacă el spune de ținere, ținere, niciun caz n-a fost de penalti ținere. Deci el nu deci vine zice cu genunchiul jos el și zice... pare că îi prinde piciorul. Da, nu se vede clar. Dacă el zice că nu îi prinde bine, adică el zice, vorbește de, de ținere, da. Că Băleanu pe comentariu a sesizat că se întreabă oare Vali Gheorghe credea că primește penalti? Dar uite-te că e clar că se duce în el, e penalti, e clar. E clar. Bancu face alunecare din spate și ia picior. Lasă ce spune Vali Gheorghe. Păi stai un pic, cum să lași ce zice? Păi lasă că și Crețu a spus la Craiova că a fost el șmecher și fusese penalti clar. Păi a zis... toată lumea că n-a fost. Dar uite, uite piciorul drept cum intră în piciorul lui Vali Gheorghe. Ok, de acord. eu îți înțeleg punctul de vedere. În același timp, când fotbalistul zice că nu a fost, cum să cred că a fost penalti când el însuși zice că trebuie să vadă reluarea și nu vorbește nimic de un picior stând prins sub piciorul lui Bancu? Adică n-am cum să cred chestia asta. Da, pe imagine așa pare. Așa dar pot să cred asta? Încerc să o iau logic. Dacă el vorbea, da, domne, am simțit ceva la piciorul stâng, poate că m-aș fi gândit la penalti, dar așa mai pot? Eu am văzut fotbaliști invers care să jură că a fost penalti și nu a fost. Din aceștia am văzut mulți. Mai puțin dintre cei care să nu simtă ceva și totul să fie penalti. Dar spun că sunt anumite relori din care poți să spui că piciorul ăla din alunecarea lui Bancul împiedică piciorul lui Vali Gheorghe. Dar după declarația lui, a spune că poate fi o iluzie optică și această iluzie optică s-ar putea să fi derutat inclusiv, să-i fi derutat inclusiv pe cei din camera VAR. În același timp vreau să vedem reluarea dacă putem din spatele porții. În asta și eu am impresia că asta se întâmplă. În reluarea din spatele porții sunt curios dacă nu cumva... Nu asta, aia de sus, din peluză. Aici e clar. Dacă nu, cumva, Vali Gheorghe ține piciorul pe piciorul lui Bancu. E o reluare pe care am văzut-o mai devreme de sus, din peluză. Și pe care cred că Radu Petrescu n-a văzut-o. În fine, o să vedem faza. Da, declarația, uite, aici. E penalti clar. Eu văd clar. Și okay. De aici văd că e contact și din stânga și din dreapta, de peste tot. Văd că e contact. Tu vezi, Andrei? Penalti? Ți-am spus, din primele două pare că e penalti. Din primele okay. două. Bun. Am văzut, am auzit, l-am ascultat și pe Vali. Îți asumi un risc teribil în momentul în care faci alunecare acolo. Aia da. Aia da, în același timp e de discutat ce se întâmplă și înaintea fazei și în general ce se întâmplă în repriza a doua cu Bancu în duelul cu Vali Gheorghe. Pentru că, da, e sau nu e penalti, asta probabil că o să spună și Costel Zotalun la minutul 91. În același timp, nu e prea ușor eliminat Andrei Bancu aici și, în general, în repriza a doua, nu e prea departe de Vali Gheorghe, nu pierde duel, adică nu aici se face diferența în meci? Să știi că au fost momente de-astea, mi-aduc aminte și de golul 3 marcat de... FCSB, golul lui Niculescu. Tot așa pleacă de lângă el, el alunecă, ok, vorbim despre finaluri de joc,
probabil că bancul nu este 100% reabilitat fizic, nu știu, nu-mi dau seama, dar sunt niște semne de întrebare în privința acestui duel 1-1 pe fază defensivă. Da. Din punctul meu de vedere, însă, încă o dată mi-am dat seama la meciul ăsta că antrenorii buni se cunosc la pauză și la schimbări. Pentru că ceea ce s-a întâmplat cu Universitatea Cluj în prima repriză este nepermis. A fost schimbat sistemul, s-a jucat 5-4-1, 15, n-a mers nimic. Îl ascultăm pe Sabău și revii după aia, că bănuiesc că despre el voia să vorbești. Da. Am arătat destul de bine a doua repriză. În prima repriză spunea Nistor că... De ce vorbim? În prima repriză, n-avem ce să vorbim. Nistor spunea că au ajuns mai târziu la stadion astăzi. Da, adică încă o dată mi s-a demonstrat și trebuie să învăț și eu să nu mai experimentez că trebuie să ai jucători care în primul rând pot. Deci când poți să alergi, când ești pregătit și trebuie să merg pe ideea că a jucătorii care pot din punct de vedere fizic, aceia trebuie să, indiferent de vârstă, aia trebuie să joace și atât. Inspirat la schimbări, v-au ieșit, iată, Vali Gheorghe, nu? Nu sunteți mulțumit? De a fi inspirat, că și prima repriză am încercat să jucăm într-un alt sistem, 3-4-2-1, aici nu e vorba de un sistem, dar sigur noi nu arătăm cum trebuie să arătăm. Deci nu e în regulă cum arătăm noi ca și echipa în momentul de față. Nu arată echipa? Nu arătăm cum trebuie să arătăm. Adică ei sunt nemulțumiți, eu sunt nemulțumit de cum arătăm. Noi jucam fotbal, noi eram pregătiți foarte bine din punct de vedere fizic. Repet, ceva s-a întâmplat. Dar știți probabil ce cele s-a întâmplat? Sunt multe cauze. Cele 3 săptămâni în care ne-am antrenat numai pe sintetic, n-am putut să facem antrenamente, am mai spus-o și înainte. Sigur, mulți nu dau importanță, nu se gândesc la acest aspect, dar e foarte important. Au venit jucători care au fost accidentați, n-au făcut pregătirea, sunt multe, multe. Am făcut și eu greșeli, alegerile greșite. Da, sunt mai multe cauze, dar sigur, noi nu suntem acea echipă care am jucat fotbal și care am dominat adversare. Dar avem 10 zile. Ce e foarte important, cred eu, că avem 10 zile până la meciul cu Steaua în care putem să ne pregătim din punct de vedere fizic mult mai bine. De ce v-ați antrenat pe sintetic 3 săptămâni? Pentru că n-am avut condiții. Terenul era foarte înghețat, cel de iarbă, și nu am avut condiții, iar pe terenul de joc nu se putea pentru că la fel era înghețat și nu ne-am putut antrena. Și atunci ne-am antrenat pe sintetic, iar la joc am jucat pe iarbă, ceea ce este imposibil. Nu mi este cam ciudat? Pentru e foarte ciudat, dar o echipă în România cu pretenții de plău? În România e frig, e gheață și ne suntem surprinde. Suntem totuși în 2024. Ne surprinde totdeauna. Vali Gheorghe, gol imediat? A intrat bine. Ce a intrat? Au intrat toți jucătorii foarte, foarte bine, am reacționat bine, vreau să felicit pentru a doua repriză, dar ceea ce le-am spus și la pauză și după joc, pentru mine rămâne valabil, nu vă pot spune aici. Ei știu de ce au nevoie, important după acest joc să conștientizezi, să realizezi de fapt unde ești și de fapt unde vrem să ajungem, pentru că așa nu ajungem departe. Și probabil trebuie să conștientizeze că vine și meciul cu FCSB-ul și dacă se vor prezenta... Nu, să înțeleagă unde sunt în acest moment și că săptămâna viitoare trebuie să ne antrenăm cu un alt spirit. Mulțumesc! Bun, l-am auzit pe Ioan Ovidiu Sabău, plângându-se de teren. Ei au fost în Turcia, nu totuși? Da, până pe 13 ianuarie. Ok. Acum, na, după ce s-au întors din Turcia, sunt 4 săptămâni. Și doar în ultima săptămână a fost mai cald. Bănuiesc că au fost 3 săptămâni friguroase la Cluj. Da, e oricum surprinzător că un club care, nu știu, schimbă atâția jucători, deci bănuiesc că le plătește niște bani tuturor, da? Totuși nu are condițiile necesare pentru a asigura pregătirea. Adică ai impresia că pui carul înaintea boilor, nu? Greșesc, Andrei? Da, nu greșești, pentru că e o investiție mare în jucători totuși. Sunt jucători cu salarii importante și atunci cred că trebuie să le pui condiții. Dar asta a fost una dintre cauzele enumerate de Năluțu Sabău. A mai spus unele acolo. S-a invocat și pe el cu alcătuirea formației, cu faptul că nu trebuie să experimentezi foarte mult într-o astfel de situație. Că a învățat o lecție că jucătorii care nu sunt pregătiți 100% nu pot evolua. Și aici, uite,
un exemplu a fost dat de FCSB, sincer să fiu, nu mă așteptam, adică mă așteptam ca impetuozitatea patronului să nu țină cont de faptul că Florinel Coman a fost răcit și nu s-a putut antrena 2-3 zile. Și mă gândeam că oamenii din staff îi voi spune e mai bine să joace mai puțin în meciul ăsta și că nu o să înțeleagă. Dar surpriza pentru mine a fost că lucrurile au stat corect din punctul meu de vedere. Da. Neluțu Sabo a invocat câțiva jucători, mă uitam pe lista celor scoși la pauză și mă gândeam despre cine au fi vorba. Vătăjelu, Roger, Pițian și Pănoiu. Care nu e, care să ia nepregătiți. Pe de altă parte, invoci... Nu cred că a fost împregătit. Nu știu dacă a fost toată pregătirea cu ei. Nu cred. Nu. Cred că a venit pe final, a venit chiar... Da. Chiar la spartul târgului. Dar în același timp, meme, nu e o contradicție. Am spus odată că e dreptace, stângaci. Am avut și eu un blackout. Nu e o contradicție când zici că am avut probleme de pregătire, etc. Dar tu domini repriza, adică domini. Ai repriza a doua mai bună, că ai zice logic, bă, fac primele 45 de minute excelente sau 60 și după minutul 60 murim toți că nu mai putem, că ne-am antrenat pe sintetic. Mai degrabă a fost un rezumat al nădufului. Și a vărsat năduful. Că e clar că... Și noi am avut o probleme. Ne-am antrenat pe câteva zile pe sintetic pentru că era zăpada aia mare, nu puteam să o luăm de pe teren. N-avem teren. E foarte costisitor să ai teren de antrenament cu încălzire. Foarte costisitor. Bănuiesc. Că te rupe în două. Păi bănuiesc că da. Costă 10.000 o săptămână de antrenament. Dai seama. Știi? Mai ales dacă trebuie să-l ții în permanență. Trebuie să-l ții, că altfel degeaba alții. Hai să ascultăm pe Crețu, revenim. Cred că este o statistică a noastră. Primim gol în primele 15 minute. Nu știu. E trist pentru că am condus jocul, am jucat frumos, dar uite că nu învățăm din greșelile. Al treilea meci acasă sezonul ăsta când nu câștigăm. E dureros pentru toată lumea și pentru suporteri și pentru noi. Am pierdut puncte ușoare, foarte ușoare. Ați intrat euforici? Simțeați că aveți jocul în mână? Am avut jocul în mână, chiar am avut jocul în mână, dar nu știu, ne-am trezit egalați. Și văd că a fost târziu. Nu am reușit să mai marcăm încă un gol, să aducem punctele înapoi la noi, dar ăsta e fotbalul, cred că a fost frumos pentru telespectatori. Pierdeți puncte, asta e cel mai important, pierdeți puncte importante și iată că sunt și emoții în ceea ce privește play-off-ul, pentru că dacă ne uităm pe statistica voastră acasă, nu aveți nicio victorie în ultimele 3 meciuri. Da, am zis și eu asta, pierdem puncte, că... Suntem noi, nu știu, suntem neatenți. Cred că e doar vina noastră. Dar nu cred că avem emoții la play-off. Sunt sigur că vom fi în play-off și vom fi o nucă tare. Cum crezi că pot fi rezolvate aceste probleme? Spui că ați mai trăit. E deja un deja vu la voi. E clar, am mai trăit, s-a mai întâmplat să avem 2-0, chiar cu pe final de anul trecut, cu Iași acasă. 2-0, 2-2. Dar ne vor reveni. Consider că sunteți principalii vinovați pentru ceea ce se întâmplă cu echipa în acest moment? Da, clar. Clar, la noi e cheia. Noi trebuie să gestionăm momentele astea pentru că noi intrăm în teren. Pentru că, uite, mai devreme Bancu spunea că și arbitru a contribuit la rezultatul din această seară prin acordarea acelui penalti. Da, și te-aș întreba dacă așa ai văzut și tu. Cred că mult, mult prea ușor. A gestionat prea, a dat prea ușor penalti, având în vedere că jucătorilor nici n-a cerut penalti, nici n-a îndrăznit măcar să ceară, că mingea nu mai era la el. Nu cred că a fost l-a lovit sau... Totuși au fost multe discuții și după meciul vostru cu Șepși și te întreb dacă crezi că au contribuit acele discuții la... Da, nu știu, mi-e greu să comentez arbitrajul, dar oricum, cred că în seara asta a acordat prea ușor penalti. Mulțumesc. Bun, spune și Crețu că e prea ușor acordat penaltiul ăla. În același timp se confirmă că în momentul în care te duci la monitor deja pare clară treaba. Adică înțeleg că a existat și o directivă, nu din partea lui Vasar, azi dacă vă duceți acolo, mergeți pe mâna varului. Ceea ce mi se pare ceva... Dar cine a spus că există directiva asta? Da, așa am aflat pe
surse, care exista o indicație, vedeți dacă vă duceți. A mai fost și cazuri, nu? Cu, de unu la Hermannstadt cu Iași. Unul singur. Două a fost. Sau? Iași cu... Aia mi-aduc eu aminte. Cu... Cluj, U Cluj, Popa cu... Da, cu Hațegan la VAR și a mai fost un caz la Botoșan cu noi. Gol mai lat. Frumos gol, e adevărat. Chemat la VAR, fault indiscutabil asupra lui Compania. S-a uitat Gămania, a plăcut foarte mult faultul și a zis, las, rămâne decizia din teren. Pentru că Gămana e altceva. Gămana e altceva. Gămana l-a chemat pe Colțescu și i-a spus, bă, vezi că e un fault acolo, odios, nu l-ai văzut. Mă gândesc, așa eu fi spus, de s-a speriat omul și a văzut și când a văzut că nu era nimic, dar a zis, bă, dacă tot m-am dus, hai să anulez golul lui Coman. Nu? Totodată, Năluțu Sabonu, nu l-am auzit vorbind despre penaltiurile respective. O să vorbească care, sigur. Nu are cum, că cred că nici acum nu-și dă seama că alea nu sunt, alea sunt degajări ale adversarului. Voi vă aduceți aminte de două asemenea... Am mai văzut penalturi de genul ăsta, două, unul după altul, n-am văzut în viața. În acelea făcute de aceeași echipă, în aceeași repriză, în acela, adică, nu știu, Petev, poate le vedem după aia, în succesiune. Добро вечер на вас. Аз не мисля, че сме разменили по едно по време. Аз мисля, че играхме доста по-добре, особено през първата част. Ам жукат прима партия дестул де бине. Лошото е, че две индивидуални грешки ни лишиха от трите точки. Două greșeli individuale ne-au lișit de cele trei puncte. Bine, ci igrahme taka sa zguleamu želanie. Am jucat cu mare hăs. I ja sam dovolen od igrači. Și eu sunt mulțumit de jucători. Това направи разликата. За жалост, всеки матч е едно и също. Asta a făcut diferență, dar din păcate fiecare meci e același lucru. Може би трябва да вкараме по три. Два не стигат. Poate trebuie... Как? Трябва да вкараме по три гола, два не стигат. Trebuie să punem câte, să păgăm câte trei goluri, că două nu ajung. Dar puteați să faceți și acest lucru, să închideți jocul, să marcați și golul 3, însă nu ați reușit să o faceți. Și v-aș întreba ce s-a întâmplat imediat după pauză. Можехте да вкарате третия гол, просто не успяхте. Какво се случи след почивката? Не, вижте, ние имахме доста положение за гол. Но имаме от foarte multe ситуации pentru гол. Но сбъркахме в една ситуация двама човека. Да, într-o ситуация am greșit doi oameni. И дадохме на противника не отбележи гол. Și am lăsat adversarul să marcheze un gol. Второто направихме дуспа. La doilea am făcut penalti. Лошото е, че имахме ситуациите да отбележим и напълно заслужавахме, според мен, да победиме. Am avut situații și chiar meritam să câștigăm. Но това е футбол. Да, asta e fotbalul. Nu vi se pare prea mult pentru o echipă cu pretenții precum Craiova, care își dorește să câștige titlul, să se claseze cel puțin pe podium? Nu mi se trece nou și Craiova, echipa care are pretenții să se clasira na, da zeme titlata, pune da se clasira na podium, da bude. Еми, вижте, по начина по който допускаме голове и губиме точки. А на модалитета, на която ние явно не сме стигнали още до нещо по-голямо. Е клар, че нам е ajuns la ceva mai mare. Но футбол е алогична игра. Да, футбол е... Не. Алогична игра. Да, este un joc alogic. Само в футбола можеш да играеш по-слабо и да победиш. Doar în fotbal poți să joci mai prost și să câștigi. Жалко е, че дадохме така с лека ръка два гола. Este păcat că am dat cu mână ușoară două goluri. И на фона на играта, аз мисля, че заслужавахме да победим. Și eu cred, având în vedere cum a fost jocul, meritam să câștigăm. Cum vedeți viitorul echipei în continuare, pentru că rezultatele întârzie să apară, mai ales victoriile pe teren propriu, pentru că în ultimele trei meciuri nu aveți nicio victorie acasă. Ими нормално, това не е... Не сме доволни от това нещо. Nu suntem mulțumiți de acest lucru. Но начина по който губиме точки, това е нещо, което трябва да се поправи. Lucru care trebuie reparat, metoda în care noi pierdem puncte. Momentul pauzei considerați că a fost gestionat cum trebuie? Mi se că почивката е била управлявана добре. Коя почивка? Momentul на почивката, който сте имали между... Discursul de la pauză. Това, което сте говорили по време на почивката. Аз не ви отговорих.
Ние имахме един такъв матч преди един месец. Какво сте говорили с мача? Имахме един матч такъв преди един месец. Ама вот он меч симиляра Кумо Луна. Точно това говорихме. Екзакт аз там ворбит. Но съжалявам, на индивидуални грешки няма как да реагирам. Дар, дин пакате, на грешели индивидуали нам кум се реакционез. Deci considerați că dumneavoastră nu sunteți vinovați, că sunt doar greșeli individuale? Вие мислите, че не сте винове на само индивидуални грешки, са били допуснати? Че виновни сме всички. Първи съм аз. Точно те виноват, ако нам фронте ко мине. Но това, което искам да отбележа, е, че ние избъркахме два пъти индивидуално. Да, от чача врел са ремарки, сте ка ноям грешит де două ори индивидуал. Când o să ajungă Craiova acea echipă pe care și-o dorește patronul? Кога Краева ще стане екипа, който си, отбора, който, си, който иска да стане собственика на отбора? Не, вижте, ние всеки ден работим да ставаме по-добри. Но и в някакъв рези лукръм са девени майбуни. Но един сериозен отбор. Но екипа сериоза. Не позволява по този начин да губи точки. Но пермите наша манера се пирда пункте. Пак казвам, ние днеска играхме добре. Но и аз съм жукат бинен, ди много спун на чест лукру. Dar și-a fixat vreun ultimatum personal? Dali ste fixirali някакъв личен ultimatum? Dali ste si направили предвидение? Да, сега съм малко под емоция. Ще анализираме, ще видиме. Ако ма сънт мислецат да емоции, о се анализам, о се ведем. Така че не съм най-окей. Но съм окей моментът. Мулțumesc. Da. Bun, l-am auzit pe Pete, corecte întrebările legate de pauză și de felul în care a fost gestionată pauza, pentru că te întreb totuși cum poți să ieși și la prima acțiune, șapte pase, cred că, șapte sau 8 pase și direct gol. Da. Și dacă pe ce să marcheze încă unul. Și după aia, la 3 minute, 5 minute după, Popa are șansa de 2-2. M-am gândit care e greșeala individuală la primul gol. Acum este greșeala individuală. La golul de 2-1. Da. Hai întâi să vedem, că voiam să vedem penaltiurile, dar hai să vedem golul de 2-1, ca să ne dăm seama al cui e greșeala individuală la golul de 2-1. Chiar e interesant de văzut, pentru că mi se pare că se pune mingea la centru, după care de acolo pleacă până în poartă, nu? Ia. Da, mi s-a părut că e o acțiune. Asta, aici cred că. Ok, acolo s-a întâmplat. Da. Și aici? Și cam aici. Și aici? Și aici. Adică e greșeala individuală a tuturor. E, în primul rând, e o greșeală de sistem. Pentru că, evident că, peste tot, pe tot terenul... Aici Vlădoiu are mingea în picior. Așa, și pe urmă, Maldonado ce face? Strângi sau nu strângi în zona respectivă? Ok, greșește un jucător la 40 de metri de poartă. Să greșește la foaie, că nu e... Uh-huh. Adică nu este o greșeală individuală a idom acelei făcute de Vătăjelul la primul penalti sau de... De Roger. De Roger, care l-a degajat cu adversarul la al doilea penalti. Alea, aici mi se pare mai degrabă că echipa a venit total nepregătită de la pauză, nu a intrat în meci, nu a știut ce îi se întâmplă în 15 secunde, nu a interpretat în fața noului sistem propus de Sabău, pentru că sistemul s-a schimbat la pauză. Adică a pus să te reglezi atât de repede, că practic pui mingea la centru și tu după aia cred că începi să-ți iei reperele noului sistem, nu? Păi da, dar până atunci stai protectiv, da? Până atunci stai să vezi ce se întâmplă, nu ești pe tot teren. Tu vezi că e o gaură în mijlocul terenului la Universitatea Craiova, în toată zona centrală este o gaură. Dacă, ok, ai o problemă, s-au schimbat 4 jucători la pauză. Cred că cineva de pe bancă trebuie să anunțe ferm chestia asta. Stai un pic, hai să vedem cum ne așezăm, că nu înțelegem ce joacă. Oricum, n-am înțeles. Spui că trebuiau să fie mult mai compacți aici. Bineînțeles. Să stea scurți în două linii și ai 2-0 și adversarul face 4 schimbări la pauză. Oricum n-ai înțeles nimic din ce a jucat adversarul în prima repriză, că n-a înțeles adversarul în primul rând. Adică acel 5-4-1, interpretarea acelui, mă rog, care înțeleg că a fost 3-4-2-1 inițial, așa. Da. Nouă ni s-a părut că e 5-4-1, așa s-a... Așa s-a arătat pe defensiv, așa arătau 5-4-1. Și atunci când adversarul face 4 schimbări, păi stai un pic să vedem cum. Stai, în primul rând să luăm un gol. Avem 2-0. Da. Adică nu suntem disperați să marcăm.
Da! Mai ales că ai jucători care pot evalua cum echipciu, care evoluează pe orice post. Bineînțeles. Și plus că ți s-a mai întâmplat toată cu Iașu. Da, corect. Același lucru. Asta și zice, că ni s-a întâmplat acum o lună și că exact asta le-am transmis jucătorilor. Că s-a întâmplat acum o lună și atenție mare că... Exact ce spuneam. Asta a spus Peter. Le-am anunțat pe băieți la pauză. Bun, mă întorc la penaltiuri. La cele două penaltiuri care sunt d-un comic, doar să nu fii fan al Universității Cluj, dacă ești fan al Universității Cluj să dai cu capul de masă. Că-s rar să vezi așa ceva. Ce este incredibil e că cel puțin Vătăjelul e un jucător cu experiență extraordinară. Pur și simplu n-a știut că vine Marković cu piciorul în fața mingii. Adică el nu se uită, nu se informează. Nu prea vezi, adică la nivelul ăsta nu prea se vede. Aoleu, și Marković în cădere... Era să-l accidenteze și pe... Da, uite cum îi face piciorul, da. Nu-ți se vede aici. Din da, era să-i rupă genunchiul și lui Bancu. Aici. Ok, și îl avem și pe al doilea, că să ne uităm și la ăla. E cam aceeași poveste. Asta parcă care e mai ăsta pare mai flagrant, nu? Mai am mai... două sclare de Denis Descu. Nu, dar vreau să spun ca eroare. Da. Ambii jucători ai Universității Craiova fac această eroare pentru că nu Cluj. Se informează ai Universității Cluj pentru că nu se informează. Pentru că niciun jucător dintre cei doi faultați nu e periculos. Sunt cu spatele la poartă, nu sunt periculoși. Și amândoi vin din spate. Da. Absolut. Nu... Îmi place că se zice că nu. Nu ce? Ba, eram. Roger. Da. Nu, ce nu? N-ai voie să dai minge prin piciorul adversarului. N-ai voie. Nu e. Chiar poate... Unde a fost? Prin Lituania sau... Nu merge. Sau în Letonia. N-ai cum. Nu-i voie. Așa e. Iar deciziile lui Radu Petrescu au fost prompte. Adică el de acolo a văzut atât de bine încât a direct pe... Direct? Da, absolut. A condus fără ezitare. Probleme. Absolut. Nici al treilea penalti nu se poate imputa de ce n-a văzut, pentru că uite și acum se discută. A fost, n-a fost. Da, a fost contact, n-a fost contact. Da, da. Ăla zice că nu l-a ținut, dar nu l-a ținut. Da. Da. Și de văzut, și asta chiar e de comentat, calitatea penaltiului lui Nistor în condițiile în care Crețu indică lui Lazar direcția în care va trage. Eu aș vrea să spun ceva. Mereu am avut noi toți două dileme. Aia cu ouă și găina și dacă există penalti apărat. E, acum am rămas cu ouă și găina. Nu știm care a fost primul. Da. Acum se arată clar că nu există penalti apărat, ci doar prost executat. Pentru că Lazar a știut unde bate, a plecat foarte repede, a plecat bine de tot, e portar care apără penaltiuri, doar că Nistor a bătut perfect. Și dacă te uiți din spatele porții, nu se poziționează la mijlocul distanței, se poziționează mai în stânga. Mai spre incredibil, da. Dar să știi că sunt jocuri de-astea de antrenament în care executantul îi spune portarului unde dă, cu o singură condiție să nu plece înainte și transformă. Da. Dacă e bătut bine penaltul, nu se poate apăra. Am văzut recent... Asta e fază tare. Este senzațional. Că am văzut recent... Ce făcea Crețu dacă dădea dincolo? Am văzut documentarul ăsta de pe Netflix cu capitanii cupei mondiale, mă rog, cu ultima cupă mondială, în care la un moment dat, în sfertul de finală Croația-Brazilia, Modric îi face semn lui Livaković unde o să tragă Rodrigo. Și acolo trage și nu bate bine. Și Livaković se duce în partea respectivă și apără mingea. Și mai este o fază cu unul dintre ultimele meciuri. De anul trecut, ale echipei al Sharjah, echipei lui Cosmin Olăroiu, când Eugen Naia, antrenor de portar, merge în spatele portarului la penalti și îi spune unde bate și apără. Și apără și câștigă trofeu. Bun, hai pe final, Meme, Companio. Companio, ce-a luat rămas bun, chiar acum a scris pe grup ce-a luat rămas bun de la colegi, foștii colegi, pleacă în China. La Tianjin Tiger. Tiger. Nu? E fosta TEDA aia. Cred că da.
Nu cunosc fotbalul. nu. Dar ce l-a determinat până la urmă? Pentru că tu îmi spusesei că el trebuie să ia niște decizii în funcție de prietena lui care urmează să nască și că verifica să vadă China, cum e, distanță, condiții. A primat de la tura financiar. Am înțeles. Probabil, nu știu exact contractul lui de acolo, dar probabil că este mult peste ce i s-a oferit în Europa și probabil că și-a făcut viața dacă va încasa toți banii pe care urmează să-i încaseze în China. Am înțeles. Cum vezi tu plecarea lui? Sportiv, din punct de vedere sportiv, pentru voi. Rămânând cu 6 meciuri plus play-off-ul. Noi avem banca destul de scurtă. Dar variante pentru atacant avem. Chiar avem. Ok. Avem Băluță care a jucat, avem Miculescu care poate juca acolo și de câte ori a intrat foarte bine. Avem, schimbând sistemul, jucând cu nouă fals, Octavian Popescu care poate juca acolo, Luis Felipe care poate juca acolo. Avem Coman care poate juca nouă fără niciun fel de problemă, a și jucat și... Ați văzut că și Gică Hagi a spus că el este nouă, că l-a folosit foarte mult numai nouă. Nu asta ar fi probleme. Doar că suntem puțini suntem. Însă, de câte ori echipa asta a făcut performanțe, am fost foarte puțini. Mai ales în 2004-2006 eram extrem de puțin. Raport calitate-preț la companie, cât ați plătit și cât a livrat? Nu, a plecat pe banii ăștia pentru că n-a mai vrut Gigi să apeleze la serviciile lui. Și până la urmă banii lui, na. Absolut, da. A vrut altceva. Pare că omul ăsta a dat randament foarte în regulă, da, o jumătate de an și a câștigat banii pentru că voi ați plătit foarte mulți bani. Chiar mai mult. Un an de zile a jucat. A venit în septembrie și până în iunie a jucat foarte bine. Pare că o perioadă de timp și-a meritat banii, după care nu și-a mai meritat banii. Pe de altă parte, tu cum vezi milionul ăsta și jumătate? Un milion și jumătate pierdut de club? Ați fi putut face lucruri mai bune cu banii ăștia? Da, nu știu ce să spun. Atunci, uite, Gigi a zis așa: nu mai vreau Cristian Miron, vreau fundaș să dea cu capul. Am adus pe Tam. Nu mai vreau construcție. Vreau viteză. Am adus pe Înghezana. Echipa lui își poate permite să cheltuiască sume pe care alții ori nu le au, ori le au, dar nu vor să le cheltuiască. Habar n-am. Ideea e că ai văzut, a spus, dom'le, vreau să fac echipă de români. După aia și-a dat seama că e greu să faci echipă de români. Da. Acum avem o echipă cosmopolită și probabil că și în vară, dacă va alege să transfere, tot mai mult se va orienta în străinătate, pentru că ajungem la discuția cu Ștefănescu. Dacă un milion pentru un jucător care face 26 de ani, e în anticamera echipei naționale, dar e un jucător foarte bun, că de-aia vrei să dai un milion pe el. Nu se poate, nu poți să-l transferi, atunci clar că trebuie să te orientezi în altă parte. Bine, din vară trebuie să îmi imaginez că Cinescu încide 5 cu 6. Nu trebuie. Nu. Adică poți să renunți la niște bani. Da. Dacă a renunțat la 1,5 milioane, eu nu aș fi dat pe companie. Trăgeam de el în continuare, dar na. Acum, era probabil foarte greu să joace la modul în care se exprimă echipa acum. Okay. Cu jucători de alt profil pe poziția lui. Ai așa în suflet o temere că ar putea să apară un meci în care să ai nevoie de un spărgător, cum e Companio? Avem pe... Nu. Deloc. Ok. Împotriva unei echipe care se apără jos, mai degrabă ai nevoie de jucători care pleacă de acolo ca să facă spații. Nu... E greu de crezut că noi vom ajunge să jucăm minge lungă. În campionatul intern. Ce va fi în Europa, să ajungem acolo mai întâi. Bun. Am văzut și eu titlul. Nu se poate așa ceva. Că eu aș fi spus că vreau să evităm Copenhaga în Champions League. Cum să spun așa ceva? A fost o discuție ce echipe, campioana României, ce echipe va putea întâlni. Dar n-am spus așa.
suntem la 4 puncte jumate de două echipe. La 4 puncte jumate de două echipe. Care nu există 5 sau 4, că nu există 5. Joacă între ele. Joacă între ele. Și noi jucăm cu Rapid, și noi jucăm meci foarte greu cu Șepși, cu Coman, care stă de câteva zile cu antibiotic și în continuare e... Da, și fără Octavian Popescu și nu ne e ușor. Da, Coman s-a antrenat ieri prima oară și știi cum e când ești pe antibiotic? Știu cum e când ești pe antibiotic. Ești boale. Toată lumea știe cum ești. Da. Vreau în final totuși să vedem și comunicatul celor de la PCH și să-l comentăm un pic, pentru că pare revoluție acolo. Iată ce îi transmit lui Andrei Nicolescu și vreau să comentăm Andrei împreună. Zic așa, marți 13, ziua decisivă pentru Dinamo și pentru Andrei Nicolescu, ori aduce jucătorii de care avem nevoie pentru salvarea de la retrogradare, ori va trebui să lase pe altcineva în locul lui. A plecat în Mexic exact când era nevoie să fie în club pentru a rezolva problemele urgente. În loc să caute jucători, a adus de pe acolo pe unul care a dovedit prin postările de pe profilul personal că urește Dinamo din toți rărunchii. Și nu l-a pus în orice funcție, ci l-a pus responsabil cu ordinea și siguranța în club. Așa am ajuns. Plecarea lui nu depinde de transferuri, ci de lucruri care sunt deja demonstrate și arată o totală nepotrivire de caracter. În schimb, rămânerea lui Nicolescu depinde de transferurile pe care le așteptăm, numărând zilele până marți. O eventuală retrogradare ne-ar costa mai mult decât câteva transferuri de valoare. Dacă cineva își permite mai degrabă retrogradare decât întărirea echipei, trebuie să știe de pe acum că n-are ce căuta la Dinamo. Bun, o să lumea poate să citească și restul comunicatului, în care se explică ce gen de jucător trebuie să vină, cum, când și așa mai departe. Cum vezi, Andrei, ultimatumul ăsta? Venit, atenție, totuși din partea unor oameni care au susținut și susțin în continuare clubul ăsta. Adică nu discutăm despre, nu știu, galeria, orice galerie care nu s-a implicat financiar și doar vine la meciuri și eventual și acolo pe bilete gratis. Da, ai putea să spui că într-un fel e comunicatul unui patron al celor de la Dinamo, un acționar, dacă vrei, într-un fel sau altul, adică unui grup care a pus umărul la salvarea lui Dinamo când situația financiară era gravă. Cred că au ajuns la capătul răbdării. Cred că și-au pus speranțe, au așteptat să schimbe Ovidiu Burcă, să apară nou antrenor, apoi să vadă niște jucători care apar la echipă. Au venit niște jucători la echipă. Nu poți să spui despre Dinamo că nu a făcut niște transferi. Au apărut niște jucători la echipă, dar cred că așa ultima picătură a fost pusă de plecarea unui jucător de la echipă. În Vietnam. Pentru că Lucas, fundașul central, a fost investit capitan la această echipă. Asta înseamnă că, pe lângă salariul mare pe care l-a primit, că era un jucător cu o anumită cotă, s-a impus și ca un lider. Și aici cred că e o problemă a suporterilor cu acționariatul lui Dinamo, pentru că n-au putut să țină acest jucător măcar. Adică, ok, n-aduce alții, dar măcar încearcă să-l ții pe acest jucător. Din ce am înțeles, acel jucător și-a pus o clauză încă de când a venit la Dinamo, că dacă poate apare o ofertă mai bună. Deci e un moment al pierderii răbdării și un moment al cam pierderii speranței. Asta e cel mai grav. Bun, mulțumesc mult, domnilor. Atât pentru astăzi. Ne vedem mâine, prieteni. Să aveți o noapte liniștită.